Salutare! Mulțumesc pentru primirea călduroasă și pentru introducere și o să încep prin a vă spune faptul că eu nu sunt o persoană care este foarte înclinată spre domeniul acesta al public speaking-ului. Sunt destul de anxios și destul de introvertit, dar tocmai experiența aceasta pe care am trăit-o în ultimii câțiva ani m-a ajutat să ajung acum în fața voastră și să pot să exprim ce am trăit. Astăzi o să vă vorbesc despre ce a însemnat robotica pentru mine. Poate că pentru un elev de liceu robotica pare a fi doar o preocupare extrașcolară, însă în cei 3 ani de experiență în acest domeniu am reușit să mă dezvolt foarte mult pe plan personal, cât și să găsesc răspunsul la o serie de întrebări pe care poate unii dintre voi și le pun, cum ar fi ce înseamnă de fapt robotica, cum va evolua acest domeniu, cu cine poate ajuta și dacă acesta reprezintă un pericol pentru om. Este evidentă evoluția acestui domeniu din ultimii câțiva ani, însă eu nu sunt aici să vă vorbesc despre asta, ci o să vreau să vorbesc despre cum eu și colegii mei am reușit să creștem în cadrul roboticii, cât și faptul că robotica nu este un pericol pentru om, ci este o unealtă de care acesta se poate folosi. Ei bine, aveți aici în fața dumneavoastră să zic așa, obiectul muncii, rezultatul a celor 5 ani de robotică pe care echipa i-a parcurs. O să-l rog pe colegul meu să facă o mini-demonstrație, să vedeți, practic, cum se mișcă această mică mașinărie. Practic, noi a trebuit să conectăm în acest sezon conurile de pe jos și să le punem pe o serie de poluri, pe țevi verticale. Însă nu asta este neapărat important, este importantă munca pe care am depus-o în spate, pentru că la final de sezon roboții se demontează, însă cunoștințele nu. Traseul pe care echipa l-a urmat a început în anul 2018, când un grup de elevi pasionați de robotică au fondat echipa și au înscris-o la concursul First Tech Challenge, adus în România de către Organizația Noastră prin Educație. Iar de atunci, echipa a parcurs până acum 5 sezoane complete, schimbându-și membrii de la generație la generație. Traseul pe care echipa l-a avut a fost unul ascendent. Practic, în fiecare an, echipa a obținut rezultate tot mai bune și acest lucru se datorează schimbului de informații ce se realizează între generații. Practic, copiii mai mari care au parcurs deja, să zicem, 2-3 ani de robotică, transmit copiilor care sunt poate boboți sau poate la în primii lor ani de robotică, toate informațiile tehnice, cât și non-tehnice, pe care aceștia le-au adunat de-a lungul timpului. Acest proces a fost îmbunătățit odată cu înființarea în 2020 a echipei de juniori, echipă cu rolul de pepinieră sau academie pentru echipa de seniori. În cadrul acesteia, elevii care sunt, să zicem, clasa 9 sau clasa 10, proaspăt elevi de liceu, pot să vină și să încerce domeniul roboticii, pot să vină și să greșească, fără să fie supuși unor prejudecăți sau așteptări. Ei bine, ca să dovedesc faptul că această echipă își face treaba și își face treaba cu foarte multă excelență, v-am adus și niște rezultate, să zic așa. Rezultatele pe care echipa TechnoZ le-a obținut în urma promovării juniorilor la seniori. În primul an în care a promovat prima generație, echipa a obținut locul 1 la premiul pentru inovare și locul 9 în calificări. Iar în cel de-al doilea an, când a promovat și cea de-a doua generație de juniori la seniori, echipa a reușit să se califice la campionatul mondial, câștigând campionatul național și la campionatul mondial ajungând în finalele diviziei și obținând locul 3 la premiul pentru design. Ca să vă pun așa un pic în context aceste rezultate, dintre cele 200 de echipe, aproximativ 200 de echipe din România, la campionatul mondial promovează doar 3. Acum că v-am povestit traseul pe care l-a urmat TechnoZ, o să vreau să vă expun acest traseu și prin ochii mei. Eu m-am alăturat echipei de juniori în anul 2020, an în care mi-am setat ca și goal să acumulez cât mai multe informații
Și datorită acestei lipse de prejudecăți și de așteptări din partea mea, mi-am permis să asum cât mai multe responsabilități care m-au făcut să evoluez într-un ritm accelerat. Iar cu aceste cunoștințe de bază, am promovat la echipa de seniori, în cadrul căreia am condus departamentele tehnice. Această, să zic așa, poziție de leadership, în combinație cu rezultatele pe care le-am obținut, m-au făcut să-mi dau seama că munca mea cu adevărat contează și că dacă voi avea în continuare noroc de colegi la fel de dedicați și la fel de pasionați de robotică ca și mine, șansele să-mi îndeplinesc visul să ajung în America la campionatul mondial vor fi drastic crescute. Ei bine, norocul a ținut cu mine și de data aceasta în acest sezon. Și acest sezon în care am fost pus în postura de team leader, această postură de team leader presupune ca pe lângă atribuțiunile unui membru, în cazul meu proiectarea 3D, să reușesc să mediez toate conflictele ce vreau să apară în echipă, cât și să coordonez toate departamentele echipei, cele 5. Cunoștințele acumulate, în special din primul meu an, m-au ajutat să fac acest lucru cu brio, după cum puteți vedea, dar trebuie să recunosc că fără oricare dintre colegii mei, acest succes nu ar fi fost posibil, pentru că am fost practic rețeta perfectă pentru succes. Și cu toate că pare că totul a mers bine, n-a fost totul ușor, am întâmpinat câteva probleme pe parcursul desfășurării activității mele în acest domeniu. Cele mai mari două probleme au fost lipsa de timp și problema de team management. O să le iau pe rând și o să încep cu cea de timp, cu lipsa de timp. Totul a părut că este ok în primii 2 ani, pentru că eu fiind un elev de liceu, să zic, mediocru, nu aveam foarte multe activități extrașcolare. Adică până să mă alătur echipei de robotică, singurul lucru la care eram bun era Counter-Strike-ul. Dar odată ce m-am alăturat echipei, am început să-i dedic tot mai mult timp. Am ajuns chiar după primele săptămâni de robotică să stau în atelier poate câte 12 ore pe zi. M-a ajutat și faptul că școala era online și puteam să fiu la școală în timp ce eram în atelier. Dar chiar și când școala a devenit fizică, am persistat cu acest program, să zic, de corporație la robotică. Însă în clasa 12-a, când am ajuns și team leaderul echipei, mi-am dat seama că nu pot să continui așa. Nu este uman să nu mă gândesc deloc la mine ca și persoană, pentru că odată ce stai 12 ore într-un loc, nu prea mai ai timp să te duci să faci sport, să te duci să socializezi și să faci toate lucrurile astea. Cu ajutorul, în principiu, al informațiilor tehnice pe care le-am acumulat, am reușit să-mi eficientizez foarte mult munca. Mi-am cunoscut colegii și cu ajutorul lor am reușit să îndeplinesc task-uri pe care în sezoanele precedente le îndeplineam în, să zic, 10 ore, 12 ore, în 4 ore sau 3 ore. Lucrul ăsta mi-a permis să continui pregătirile pentru examenul de bacalaureat, eventual pentru admitere, dar din fericire n-a trebuit să susțin astfel de examen. Și trebuie să recunosc că am mai trebuit să mai renunț și la alte activități pentru a-mi face timp pentru meditație. Însă nu pot să spun că m-am neglijat. Cea de-a doua problemă, cea de team management, este de departe problema care m-a ajutat să evoluez cât mai mult. Odată ce am fost pus în fața unei echipe cu oameni care erau cu adevărat inteligenți și brilianți, mi-am dat seama că nu trebuie să fiu un team leader mediocru, trebuie să îmi las toți colegii să își facă talentul, să zic așa pe românește, și consider că am reușit să fac acest lucru. După ce i-am cunoscut și le-am câștigat încrederea și respectul, lucru foarte important într-o relație de leadership, mi-am dat seama fiecare ce potențial are, fiecare ce talente ascunse are, sau poate nu așa de ascunse, și în desfășurarea activităților, persoanele care se pricepeau cel mai bine la un subiect, conduceau echipa. Astfel,
practic am creat un mediu omogen și sănătos în care toată lumea avea un cuvânt de spus și lucrul ăsta ne-a ajutat să ajungem la un rezultat oarecum optim. Dat fiind și robotul nostru, pot spune că în timpul care ni s-a dat l-am optimizat la maxim și lucrul ăsta nu pot să neg, se datorează și filozofiei de muncă în echipa noastră. Dar în orice caz, știu că n-am fost pentru colegii mei poate cel mai bun team leader, dar sper că am reușit să-i fac să-și etaleze toate talentele și sper că și-au dat seama de propria lor valoare. Acum o să vreau să mă întorc la întrebările pe care le-am pus la începutul discursului, acestea fiind ce este de fapt robotica. Și știu că n-ați venit aici să auziți de la mine un răspuns de dicționar, așa că nu o să vă dau un astfel de răspuns, ci o să vă dau opinia mea personală. Ei bine, robotica, în primul rând, este cea mai interdisciplinară arie tehnică pe care eu am observat-o. Este un mediu de învățare perfect pentru toate categoriile de oameni. Și, nu în ultimul rând, este știința care își propune să combată toate slăbiciunile omului. Cu ce ne poate ajuta robotica? Eu consider omul a fi o ființă limitată de factorii fizici. Avem creierul atât de mare, mâinile atât de slabe și practic avem o capacitate redusă de, sau nu, limitată, să zic, de a procesa informația, cât și o precizie ce lasă de dorit. Lucrul ăsta în industrie nu e tocmai potrivit și de asta au apărut tot felul de mașinerii și roboți care pot executa o serie restrânsă de task-uri cu o precizie și o constanță incredibilă. Deci, robotica ne ajută prin a reduce aceste slăbiciuni ale omului. Cum va evolua în viitor? Ei bine, nu pot să vă dau eu acest răspuns. Este un răspuns extrem de complex. Robotica poate evolua în un milion de moduri. Însă pot să vă dau o mică predicție. Este clar că robotica evoluează după cerințele pieței în general. Și lucrul ăsta este absolut normal. Deci nu pot să vă zic ce cerințe va avea piața în următorii 20 de ani, 30 de ani. Dar pot să vă zic cu un grad foarte mare de siguranță faptul că, spre exemplu, în domeniul Horeca vor fi prezenți tot mai mulți roboți. Nu m-ar mira dacă în 2 ani mă duc la hotel la munte și nu sunt cazat de către un om, ci de către un robot umanoid sau, mă rog, ceva apropiat de acest lucru. Nu m-ar mira nici faptul că peste 5 ani mă duc la restaurant și mâncarea mea este făcută de către un roboțel. Și cu această, să zic așa, propoziție o să intru și în cea de-a doua întrebare, dacă reprezintă ultima întrebare, pardon, dacă reprezintă robotica un pericol. După părerea mea este un răsunător nu, pentru că consider că pentru toate joburile pe care le elimină, le înlocuiește, robotica oferă altele, numai că ce-i drept, noi trebuie să ne adaptăm. Și pentru cei care se gândesc la scenarii distopice rupte din filmele de acțiune, robotica nu va cuceri lumea alături de inteligența artificială, cel puțin asta cred. Pentru că, după cum am spus mai devreme, roboții sunt făcuți să facă o serie finită de task-uri, o serie foarte limitată de task-uri cu eficiență foarte mare. Astfel, dacă oamenii de știință sau oamenii care construiesc roboți în general nu își propun să facă o mașină de, mă rog, un Robocop, nu se va întâmpla acest lucru nici de cum. Acum, pe finalul discursului meu, vreau să vă mulțumesc, în primul rând, că mi-ați permis să stau acum în fața voastră și că mi-ați acordat atenția pe care mi-ați acordat-o. Vreau să le mulțumesc organizatorilor că mi-au permis să stau pe aceeași scenă cu o serie de oameni incredibili, pe care îi respect și, mă rog, oameni care urmează să se urce pe scenă. Și vreau să închei cu un mic sfat pentru voi.
Nu vă înstrăinați de acest domeniu al roboticii. Este inevitabil. Se va infiltra în viețile noastre cu pași mărunți, dar cu pași siguri. Și acest domeniu are nevoie de inovare, are nevoie de tineri. Și poate chiar dintre unii dintre voi. Și trebuie să aveți în minte faptul că un grup restrâns de oameni pot face un impact foarte mare. Mersi frumos!